salutare și pun venit pe nou joc de la Paradox și anume Victoria 3, care este destul de diferit față de Victoria 2, adică jocul anterior, dar în același timp n-am jucat destul Victoria 3 ca să am o concluzie clară, adică am jucat puțin cu, stați să vă arăt, dacă dăm acela next game, cu Chile, unde am avut o campanie destul de scurtă, unde m-am extins teritoriile spre sud, deoarece acolo erau niște triburi, după aia intervin argentinieni în teritoriu, se bag cu acele triburi și au ocupat teritoriile unde aveam eu niște pretenții. Așa că eu o să mă ales cu Peru-Bolivia, care aceste două state erau unite, și o să frângem Argentina. Și acolo am mai văzut care este cu armata, cu industria, bla bla bla. Dar, în această campanie, nu facem niciun tutorial sau nu știu ce obiectiv pe aici, ci ne duce pe sandbox. Și cam așa arată harta, oarecum asemănătoare cu Victoria 2, deoarece data de început este tot anul 1836, numai că dacă dăm click pe Africa, însă și avem aici mai multe tribulețe și nu e doar o hartă goală. A, și apropo, în videoclipurile mele cu Victoria 2, Africa era mai plină, deoarece foloseam un mod, aici e fără mod. A, și că tot ziceam de Chile, mă refeream la regiunea asta de aici, că m-am extins așa puțin, pe aici le vă arăt eu cu mouse-ul, cam pe aici am ajuns și m-am venit repede argentinienii să ne toată regiunea. Lăsând asta la o parte, o să vă fac pe plac și o să jucăm cu una dintre țările românești. Și cum de pe Victoria 2 am jucat cu Moldova, ei bine, pentru Victoria 3 o să încercăm Valahia sau țara românească. Am intrat pe campanie și față de alte țări, principatele române nu prea au fost, ca zic așa, atinse de cei care s-au ocupat de joc. Deoarece avem rata de alfabetizare de aproape 20%, ceea ce nu era cazul în realitate, era mult mai mic în acea perioadă. Și dacă dăm la populație, avem 100% românească, ceea ce nu era adevărat. Ceea ce înseamnă că cei care se ocupă de Victoria 3, peste câțiva ani, o să fac un DLC pentru Valahia sau Moldova, unde o să corecteze chestiile de aici și care o să ofere și mai mult content acestor țări, ori va trebui să așteptăm să apară un mod cum e cel de pe Victoria 2, Historical Project Mod. Și ați văzut oarecum care e treaba acolo când am jucat cu Moldova. Dădeam clip pe țară și apăreau mai multe culturi. Nu numai asta românească, aia românească era, s-a mai zis, populația românească. Era undeva cam pe la 80%. După aia aveai romi, tătari și evrei. Evreii care erau mai mult în zonele urbane, iar tătari și romii erau la sclavi. Dar chiar că oare aici avem sclavi? Da, uite, avem, numai că noi facem negoți cu alte state cu sclavi. Noi trebuie să avem asta, Legacy of Slavery, cum era și Statele Unite. Deci mai avem ceva de așteptat până când primește Valahia și Moldova content. Și îmi place cum arată așa harta când dai zoom și vezi pe aici satele, orașele și văd că avem mai Bucureștiul și Buzău, în cazul nostru. Iar Moldova are Focșani, Bacău și Iași. Și mai avem pe aici în Transilvania alte orașe și în Dobrogea, numai Constanța. A, da, și dacă mă întrebați care este situația cu noi, ne ducem la info și vedem că suntem un stat sub suzeranitate otomană, cum e de altfel și Moldova. Și noi, bineînțeles, va trebui să încercăm să avem relații bune cu Rusia, deoarece Rusia va avea în curând un conflict cu otomanii, așa că avem nevoie de o alianță cu ei. Și dacă vă uitați la chestiile astea de aici, plus asta de jos, acum puteți da seama de ce este mai diferit față de Victoria 2. Mai ales armata, unde nu mai avem soldații amici pe care îi mutam noi manual, ci avem aici un tabel, unde de exemplu pot să pun un general, să zicem pe acesta, și dacă dăm înapoi aici, va trebui să zic lui unde să ducă trupele, adică în ce regiune. Și doar alegi dacă vrei să atace, să stea sau să apere un anumit punct, doar atâta. Restul, generalul se ocupă de trupe. A, da, și în legătură cu trupele, adică ce fel de trupe să ai, doar te duci aici și alegi, în loc să avem trupe formate din oameni fără uniforme, o să spunem de ăștia mai organizați. O să avem nevoie de tunuri și cam atâta momentan. Ceea ce o să ne coste puțin mai mulți bani, dar măcar avem o armată de calitate mai bună. Și dacă vrem să facem rost de mai mulți soldați, doar ne ducem aici, development, și apăsăm pe plusul ăsta. Și când vine vorba de clădiri, iarăși total diferit față de Victoria 2, deoarece aici avem cu ferme și cu mai multe chestii. Și dacă dăm click pe București, vedem că n-avem nicio clădire în zona urbană. Și de exemplu aici pot să fac o zonă administrativă care construim, și dacă dăm o privire la piață, aici vedem valoarea produselor.
noi aflându-ne, bineînțeles, în piața otomană. Și pe piața otomană, atâta costă fiecare produs. Și poate să crească sau să scadă, în funcție de cerere și de ofertă. Și în cazul nostru, dacă nu avem o producție suficient de mare, de exemplu, de grâu, prețul o să crească, deoarece se găsește mai puțin pe piață. Așa că dacă avem o problemă de genul, va trebui, bineînțeles, să construim noi ferme. Și apăsăm pe plus... și alegem regiunea. Și noi, cum avem decât una singură, adică Valahia, o să construim acolo. Și ca și în jocul anterior, tehnologiile joacă un rol foarte important, deoarece dacă ne întoarcem la clădiri și ne uităm la ferme, de exemplu, aici putem să selectăm cum se cultiveze, ce a trebuit să punem, adică dacă vrem să creștem fructe și alte chestii, și ce unelte să folosim, cum ar fi sapa, grebla și tot așa. Dar, dacă avansăm tehnologic, putem să folosim, de exemplu, tractoare. Și cât o menționat de tehnologii, față de Victoria 2, aici avem 3 mari categorii: producție, armată și societate. Și acum nu sunt sigur dacă aici de să fac asta cu naționalismul, ca să am decizia de a forma România. Și pe parcursul campaniei o să avem aici un jurnal, momentan nu avem aici nimic activ, dar o să ne apară din când în când niște misiuni și s-ar putea ca pe aici să ne apare și misiunea de a forma România, dar nu sunt sigur. Gata și cu aranjatul și acum îți dăm start la joc. Bam! Și acum așteptăm să vedem ce se mai întâmplă. Și ce să vezi? Am primit o alianță din partea Moldovei. Mersi frumos! Ce să vezi? Mi-a apărut la notificări că prețul pentru artilerii în piața otomană este destul de scump. Deci, pentru a schimba ruta, va trebui să ne ducem aici și vedem care e valabilă. Și cum de avem 0 convoaie, singura opțiune pentru noi este Rusia ori Austria. Și dacă ne ducem înapoi aici, vedem care este prețul pentru tunuri pe piața otomană. Dar, dacă vreau să văd care este treaba cu alte piețe, mă duc aici, la import și dau click pe Rusia, de exemplu. Și vedem prețul din Rusia. Și dacă dau la asta cu arma, vedem cu artilerie, este 64 de lire. Iar dacă dau click pe piața din Austria, vedem că este puțin mai scump, 74. Iar la otomani, mai mult, 100 și ceva. Și după ce am făcut chestia cu negoțul cu Rusia, ne ducem aici la rute și vedem că noi importăm direct din Rusia. Dar interesant faptul că Imperiul Otoman importa de la britanici, care apoi le cumpărau noi de la ei. Oricum, aici ne arată care treaba cu piața otomană și vedem, de exemplu, la alte țări. Că Imperiul Otoman trimite, de exemplu, ceai către Morocco. Sau că Egiptul trimite armament către otomani și tot așa. Să de fapt nu, stai că eu de fapt cumpăr de la Egipt și vine către mine, că asta e rută controlată de mine. Mai jos este cu Imperiul Otoman. Și ce să vezi, Imperiul Otoman are probleme fix cu Egiptul, care era ca și în cazul nostru un protectorat sau un stat ce se află sub suzeranitate otomană. Iar acum presupun că ăștia se luptă pentru independență. În fine, văd că se extind în Libia și în interiorul Turciei și, cum am mai zis, nu mai vedem acei soldați care se duceau ei pe hartă, ci vedem chestia asta de aici, unde văd că Imperiul Otoman a primit o victorie și dacă mai apare o altă bătălie, cum ar fi aici, vedem generalii cum se bat între ei. Și va trebui să urmărim așa pe hartă ce se mai întâmplă. Deoarece dacă Imperiul Otoman pierde, e super, doar ce să fie slăbiți, așa că o să avem șanse mai mari de a ne câștiga independența. Dar văd că distrug rău egiptenii pe otomani. A ajuns aproape chiar și de Constantinopol și chiar se extind din ce în ce mai mult. Și chiar acum atacă și orașul. Și l-au și capturat, cred? Apar n-am. Da, l-au capturat. Numai că acum... n-am idee ce s-a întâmplat cu trupele astea aici. Au fost înconjurate și... N-am nicio idee, super haotic frontul ăsta. Stai că iarăși a apărut pe hartă și acum se extind din nou în Anatolia. Chiar nu înțeleg cum funcționează sistemul ăsta, e ciudat tare. Și acum sunt conjurat și bă că se mută complet frontul, migrează spre est. Am dat de curiozitate pe populație și văd că apare asta. Și la început nu înțelegeam de unde au apărut, iar apoi mi-am dat seama că ei sunt de fapt sclavi aduși din Africa, deoarece noi în continuare avem chestia asta cu negoțul de sclavi, care pot, de exemplu, aici să-l interzic, numai că avem suport foarte mic. Cred că aș putea să-l dau denumirat de afro-români, deoarece afro că vin din Africa și români că s-au stabilit aici, cred că asta ar fi cea mai corectă denumire pentru ei. Știi, cu afro-americanii sau în Brazilia cum avem afro-brazilienii. Ei sunt afro-românii. Vai cum arată Imperiul Otoman pe tratat. Egiptul chiar a primit și Constantinopolul. Și mă sunt curios, câte trupe ori mai aveam? Au destule comparativ cu noi. Bine, eu trebuie să cresc și armata. Dar dacă aș avea o alianță cu Moldova, Serbia, Montenegro și Grecia, poate am face față singuri împotriva Imperiului Otoman, deși nu prea cred. Deci în continuare va trebui să cresc relațiile cu Rusia, care are multe trupe.
Și acum, deoarece Egiptul controlează Constantinopol, cam avem probleme cu anumite produse din piața otomană, deoarece acum ajung mai greu spre noi. Cam nașpa o să fie cu reformele la noi, deoarece proprietarii de pământuri dețin o putere foarte mare și ăștia sunt împotriva, de exemplu, să interzicem sclavia. Și la fel și în cazul geobăgiei, n-avem nicio șansă. Deci va trebui să așteptăm ca puterea proprietarilor de pământuri să scadă. Iarăși otomanii au probleme și cum de-au puține trupe, cred că este șansa noastră de a ne câștiga independența, așa că apăsăm pe asta. Și acum să vedem ce răspuns o să dea sau ce să se întâmple. Văd că am pe aici cu armata, să mobilizăm și presupun ofensivă, dar nu prea am niciun front aici. În fine, vedem noi ce facem. Acum mai apare și asta cu disputa diplomatică și aici, de exemplu, putem să adăugăm mai multe clauze că vreau să-mi câștig independența și cine știe, poate vreau și Dobrogea. Așa cum duc aici, vreau teritoriu, Dobrogea. O adaug. Și tot în acest război, de exemplu, Rusia ar putea interveni de partea mea, aici, sau Austria. Acum zicem dacă o să și facă. Dacă nu, oricum văd că Egiptul se ocupă de otomani. Cum era de așteptat, nu s-a găsit o soluție, așa că război. Și să sperăm că Egiptul nu termină repede conflictul cu otomanii, că dacă îl terminăm, ei bine, am bilit-o rău. Aleluia, după nu știu cât timp de așteptare, a apărut ceva și mi-ar fi plăcut să apară mult mai devreme, adică să ocup eu regiunile astea, nu Egiptul. În fine, ne ducem aici, ordine, avansează. Și a trebuit să-i zdrobim, având în vedere că au foarte, foarte puțini soldați. Bun, acum noi controlăm zona asta. Yikes, yikes, yikes. Egiptul a terminat cu otomanii și acum ăștia vin pe mine. Dar totul surprinzător, reușim să facem față și am putea să terminăm războiul pentru o pace albă. Adică nimeni nu prește nimica. Dar văd că otomanii au un suport pentru război foarte mic, deoarece Egiptul a făcut rabaci pe aici și văd multe revolte în Imperiul Otoman. Așa că dacă reușim să mai ținem puțin, putem să câștigăm așa independență și poate chiar și Dobrogea pe care am ocupat-o. Bun, hai că s-au predat. N-am aristat ăștia. Și acum că am scăpat de Imperiul Otoman, însă și pot să-mi găsesc o piață mult mai bună, unde am mai mult acces. Și avem două variante, orice austriacă, orice rusă, deoarece singur nu prea cred că mă descurc. Hai că economia și revine, dar cred că am mai mult de câștigat dacă intru în piața austriacă, așa că ne ducem pe ei. Join Custom Union. Și a, acum crește oare suma dacă am intrat? Hai că am mai crescut ceva. Dar văd că cu trecerea timpului apar și orașe noi, cum ar fi Craiova și Slatina, deoarece la început astea nu erau. Și aici o să închid și cu acest videoclip și scuze că nu pot să regizez mai mult, dar am o săptămână super plină, așa că va trebui să mă opresc aici. Și în legătură cu formarea României, în continuare n-am idee dacă trebuie să aștept să apară aici ceva, că la decizii clanul apare, ori că trebuie să fac neapărat asta cu panaționalism. Și în legătură cu Victoria 3, mi se pare un joc destul de interesant, mai ales treaba asta cu piața și că avem aici produsele și putem să determinăm cât valorează în funcție de cât producem sau în ce piață ne aflăm. De exemplu, noi ne aflăm în piața austriacă, în fine. Și e destul de interesantă și asta cu mecanica cu război și pot zic că îmi place oarecum, deoarece nu trebuie să mă mai stresez să selectez soldatul, să-l mut nu știu unde. Nu, doar pun generalul, selectez un front și atacă. Numai că are și anumite probleme. Ați văzut atunci cu războiul împotriva Imperiului Otoman, că trebuia să aștept nu știu cât timp să vină ăștia și na, super nașpa faza asta. Și presupun că o să mai lucreze cu trecerea timpului la acest sistem. Iar în legătură cu Valahia și Moldova, ei bine, cum ați văzut, nu prea au content, așa că nu prea vă recomand să jucați cu aceste țări. Deci va trebui să așteptăm ori să apară un mod care să le dea content, ori să apară un DLC cu țările astea. Până atunci vă recomand să jucați cu Austria, Prusia, Franța, Rusia și chiar și Chile. Chiar a fost mișto campania cu Chile, aia de la tutorial. Așa că am fost Azurax și ne vedem data viitoare.